Înarmați cu multă răbdare, dar și speranțe, dascălii care au reușit să obțină o notă de trecere la testele naționale au așteptat cu sufletul la gură distribuirea posturilor vacante din învățământul preuniversitar. Așteptați un loc în învățământ? Da, așteptăm. Normal. Pentru ce post? Pentru profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică. Interesant. Școlar, da. Interesant. Sunt suficiente posturi pentru specializarea dumneavoastră? Nu sunt, dar văd că apar modificări din moment în moment. Sperăm să prindem un post. Pentru ce optați? Pentru mediul rural sau mediul urban? Nu contează, eu m-aș mulțumi cu orice pentru început. Debutant în învățământ? Da, debutant. Cu ce medie ați luat titularizarea? Anul ăsta am luat 9, 9.05. Deci aveți șanse mari. Eu sper. La religie. Îi bătaie pentru posturile de religie sau sunt suficiente? Eu cred că de data asta sunt suficiente pentru câți au reușit să obțină o notă. Cam câți așa au trecut? Cel puțin cu nota 5. Dacă tot ați dat examen, v-a interesat? Cred că, nu știu exact numărul, dar vreo 70-80%. Da. Și posturi? Și posturi văd că sunt. Dumnezeu, pentru ce optați? Pentru oraș sau pentru sat, comună? Eu cred că o să prind în oraș. Cu ce medie? 7.92. Vă urez succes! Vă mulțumesc! Cea mai mare bătălie a fost pentru posturile de la unitățile de învățământ din mediul urban, însă am întâlnit profesori care erau dispuși chiar să facă naveta. Pentru ce catedră optezi? Istorie. Ce șanse îți dai? Sper să am șanse, am notă destul de bunicică și sper să prind. Anume, cât ai reușit să obții? 8. 8 și, na, acum să vedem, nu m-am interesat să văd exact care sunt orele, unde sunt distribuite, care sunt astea, dar... Acum am ajuns de la definitivat la examen și na, sper să prind ceva bun. Pentru ce ai optat dacă ai avea la alegere orașul sau mediul rural? Orașul. Orașul pentru că poți altfel să lucrezi cu copiii, na, este alt nivel. Spuneți că mai ai experiență. Unde ai predat până acum? La Lugoj, la liceul Corila Mbredicianu. Și vrei Timișoara acum? Nu vreau Timișoara. Tot Lugojul, să înțelegem. Tot Lugojul, Lugojul e bun, e perfect. Eu sunt din Lugoj. Să urez succes. Mulțumesc mult. Cu toate că limba română și în special comunicarea nu ar trebui să fie un impediment pentru actualii sau viitorii dascăli, unii dintre ei aveau reacții ciudate la vederea camerei de filmat. Pentru ce post optați? Pentru ce post? Vă rog? Așa se comportă un viitor profesor? Nu, dar vă rog. Dar de ce? Comunicarea pentru un dascăl ar trebui să fie un lucru firesc. Iar dumneavoastră? E greu să vorbim în limba română, să răspundem la o întrebare? Vă înțelegem. Mulțumim! Nu mă să ziceți pentru ce post. Optați. Nu, era o simplă întrebare. Bătălie pentru posturi, nu? Nu. Pentru... Stați după că v-am deranjat, mă scuzați. Dar chiar nu mușcă ăsta, stați liniștiți că mergem în sală. Și acum ne punem întrebarea, oare dascălii supărați pe aparatul de filmat aveau examenul de titularizare promovat cu note mari sau cu nota 5?